În cadrul festivalului am avut anul acesta două categorii pentru premii. Așadar, la categoria autenticitatea măștilor, a costumelor, a obiceiului prezentat, locul 3 se acordă grupului Ușii Giroveni, Girov, județul Neamț. Dacă este un reprezentant, îl așteptăm aici aproape. Pentru că au fost toți atât de buni, încă un locul 3, deci la punctaj, egal să spunem ca și punctaj, egalitate, se acordă locul 3 pentru autenticitatea măștilor grupului Căluții din Broscăuți, Botoșani. Locul 2 la aceeași categorie se acordă grupului Alaiul de Datin și Obiceiuri de la Răucești. Un reprezentant, dacă este, îl așteptăm în scenă. Domnul primar, felicitări pentru ceea ce faceți la Răucești. Locul 2 la aceeași categorie se acordă grupului Alaiul de Datini, Răzeșii și Dragăului, Năvara Urșilor, Boțești, Neamț. Felicitări! Felicitări! În aceeași categorie, premiile întâi pentru autenticitatea măștilor, a costumelor, a tradițiilor prezentate, se acordă premiul întâi grupului Stejărelul, Lăstarele lui Enescu, Botoșani. Felicitări! Și în al doilea premiul întâi, nu pleacă departe de județul Neamț, se acordă grupului Ceata de la Buroaia. Felicitări! După cum știți și v-am spus de la un an la altul, vin grupuri tot mai bune, tot mai frumoase, tot mai bine pregătite. Și asta înseamnă că tradițiile rămân pe mâini bune. La următoarea categorie, datini și obiceiuri. Aici intră capră, urs, urătură. Premiul 3 se acordă grupului Cercul de la Spereni, Cotraș, județul Iași. Felicitări! Încă un locul 3 la categoria datini și obiceiuri se acordă grupului Sumanarii de la Trifești, județul Neamț. Felicitări! Locul 2 pentru categoria datini și obiceiuri se acordă grupului Alaiul de Urători de la Boiștea. Părintele Gheorghe Trofil a rămas până la urmă înghețat și el ca și mine. Felicitări, părinte, pentru ceea ce faceți. Al doilea premiu 2 la categoria datini și obiceiuri se acordă grupului Cotrii Strișoarei, Borca, județul Neamț. Felicitări! Domnul Bălăceanu, v-am spus eu că până ieșiți la pensie, mai aveți multe de învățat pentru tine. Felicitări! Bineînțeles, aceeași categorie datini și obiceiuri, locul întâi se acordă grupului Codrulețul Vorona. Felicitări, copii, ați fost minunați, felicitări domnului director. Și încă un premiul întâi la categoria datini și obiceiuri se acordă grupului
străjerii! Felicitări, tăhești mici! Vă felicităm din suflet! Vă mulțumim din suflet, dar să știți că nu-i meritul nostru, meritul este al strămoșilor noștri, care l-au făcut să fie atât de frumos. Vă mulțumim, Dumnezeu să vă dea sănătate!